Ridicată prin anii 1950, clădirea situată pe strada Lascăr Catargii din Iași a fost sediul facultăților de construcții și electrotehnică. Între timp, sălile de curs și laboratoarele au fost mutate, iar parte din spații închiriate Centrului Cultural German. Și Clubul Politehnica funcționează aici de 10 de ani, iar președintele acestuia nu își amintește ca imobilul să fi fost serios reabilitat vreodată. Când a fost reparată ultima dată? Cam răruț, cam răruț de în ultimii 30 de ani, nu. Acoperișul nu a fost finalizat. Noi l-am reparat. L-am reparat, s-a reparat în două rânduri. Însă trebuie cu tot serialul, trebuie scos tot. Că apa s-a strecurat între timp și încă mai sunt ceva probleme. Deci nu e finalizată lucrarea? Nu e finalizată, nu. Nu. Da. Reprezentanții Universității Tehnice Gheorghe Asachi spun că au dorit la un moment dat să reabiliteze clădirea, însă proiectul s-a împotmolit fără a exista vreo explicație clară. Nu se cunosc sumele ce ar fi trebuit să fie investite. Au fost demarate și finalizate lucrările de reparații la acoperiș. Sumele pentru modernizare sunt și ele destul de consistente. N-aș avansa o cifră pentru că se pare că cifrele, în loc să ne mobilizeze, ne sperie. Nu a fost organizată nicio licitație publică, înseamnă că nicio... Pentru corpul, în ceea ce vizează... Corpul ce? Consolidarea corpului, ce evident el are o expertiză tehnică care s-a realizat și din care rezultă clar necesitatea intervenției. Ar exista plângere penală depusă la parchetul vreunei instanțe de judecată din Iași? Plângere? Nu cunosc despre ce vorbiți, pentru că nu văd cine ar putea să se plângă de ceea ce încercăm noi să facem, și anume să avem grijă de bunul nostru. În spatele camerelor de luat vederi și neoficial, reprezentanți din conducerea Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, dar și surse din interiorul instituției de învățământ superior, spun că la un moment dat, în urmă cu câțiva ani, ar fi fost câteva interese, mai multe interese imobiliare, care ar fi dus la sesizarea organelor de anchetă și a instanțelor de judecată, fără a oferi însă prea multe detalii și informații presei. În decembrie 2007, ministrul de atunci al educației, Cristiana Domniței, a inițiat un proiect prin care se dorea înființarea unui centru cultural european. Valoarea construcției era de 3 milioane de euro și lucrările ar fi trebuit să fie terminate în 2009. Niciuna din aceste intenții nu s-a concretizat. În absența unui proiect clar și a unei finanțări concrete, clădirea de pe strada Lascăr Catargii își va purta mai departe povara misterelor și a ruinelor, iar de suferit au tot cele câteva sute de tineri, elevi și sportivi care se încăpățânează să meargă pe drumul către performanță.